În problemele vieții, în încercat eu am fost. M-am apropiat de cel ce-am înviat. Ochii lui m-au cercetat când eram eu prăbușit. Îi mulțumesc că atât de mult el m-a iubit. Îi mulțumesc că atât de mult el m-a iubit. În cazul cel mai greu m-am prăbușit la tronul tău. L-am rugat să se oprească în dreptul meu. El spre mine a primit pe cel rău. Îi mulțumesc că atât de mult el m-a iubit. El spre mine a primit pe cel rău l-a izgonit. Îi mulțumesc că atât de mult el m-a iubit. Când singur pe câmpul lumii mă aflam și eu lucram, o furtună a venit, m-a năpădit. În sfârșit, iată, l-am prins, diavolul el a vorbit. Și credeam că viața mea ia s-a sfârșit. În sfârșit, iată, l-am prins, diavolul l-a vorbit. Și credeam că viața mea ia s-a sfârșit. Ochii mei s-au ridicat către cel ce m-a creat. Și într-un glas cu toată ființa am strigat: Doamne, scapă-mă de loc, vreau să trec prin acest foc și să spun azi tuturor că m-ai salvat. Doamne, scapă-mă de loc, vreau să trec prin acest foc și să spun azi tuturor că m-ai salvat. Suferința mea, Iisus, El m-a mângâiat atunci, căci o nouă viață dar eu am primit. Vreau să spun cu gura mea, niciodată nu voi tăcea. Vreau să mărturisesc puterea sa. Vreau să spun cu gura mea, Domnul mi-a salvat viața. Îi mulțumesc Domnului meu, căci m-a salvat. Îi mulțumesc Domnului meu, căci m-a salvat.